O, boșilor, și bine v-am regăsit la un nou episod aici cu mine pe canal. Ei bine, despre ce vorbim azi? Astăzi vă spun o poveste despre nenea Rafael. Ei bine, ce a făcut el și cum a ajuns să fie alergat de o combină? Urmează să vă spun în episodul de astăzi, evident. Păi da, totul a început într-o zi de mai, cred. L-am dus pe nenea Rafael pe câmp. Eu m-am dus undeva și deodată, nu știu, da, m-am dus undeva, ok, și vecinul meu tocmai își plantase și el porumbul pe acolo, bun, și vecinul meu, da, e un om cum se cade, e destul de ok, dar să nu le enervezi, că altfel îți dai seama ce o să iasă din prima. Ok, și cum nenea Rafa stătea el acolo, a văzut frumosul porumb și s-a dus la el să-l mănânce. Și vecinul meu, Nea Georgel, așa-l chema, l-a văzut și ce-a zis? Băi, fii-al dracu, mama tare, calint un porumbul meu, ia să vezi ce-ți fac. Aoleu, și s-a dus omul acasă și a luat mare combină. Bine, nu-i ca mea de pe Farming Simulator de la Casey 2, dar merge și aia. Ok, și la fac cum stai el acolo în porumb, pentru că habar n-am cum a reușit să te desfacă din ăla în pământ. Cum stai el acolo în porumb și căuta de mâncare, sau de... Am auzit și eu. Mă întreb, păi ce mi-e... Ce naibă, au venit rușii să ne atace? De unde, frate? Vecinul cu dita mai combina după el. Ai, de capul meu. Mi-am dat seama, gata, Rafa a dat mare spargere la vecinul. Ok. Bun. Și... Nu știu ce a mai făcut el pe acolo, că dintr-o dată văd alergând săracul pe lângă lanul din iau Georgel. Oh my god, ne trăite asta în viața mea, mama, bă, și m-am enervat, m-am dus acasă și am luat mare praștie, frate, și ce să vezi, am dat cu praștia aia, avea ușa deschisă pentru că era foarte cald atunci, i-am dat cu praștia direct la ureche, mamă, te vezi pe nea Georgel pe jos direct din combine, ești nebun. Ok, pe am luat calul și am plecat acasă, nu să mai spun nimic, că după mă rupea și ăla în bătaie. Ok. Păi da, cam asta a fost și povestea mea cu Rafa, tengu de Rafa, așa. Și ne vedem data viitoare, poate la un nou episod pe acest canal.